Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Tiberiu Saș și în această seară suntem împreună la o ediție specială. Premierul Marcel Ciolacu s-a revoltat astăzi din cauza concediilor medicale. Suntem cel mai bolnav popor, a fost concluzia lui ironică. De ce? Pentru că nu e de acord să încurajeze ca cel care e răcit și stă acasă să primească cu 10% mai mult decât cel care este la muncă. Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joana, a spus că nu își face campanie electorală pe spatele alianței și că va decide dacă va candida la prezidențiale după ce își va termina mandatul. Nu la fel arată însă concluziile trase de analiști, care consideră că Mircea Joana își dorește foarte mult, de fapt, scaunul de la Cotroceni. Socialiștii europeni s-au întâlnit la București și au pus la punct strategiile pentru alegerile europarlamentare. Îngrijorarea lor este ascensiunea partidelor extremiste din Uniunea Europeană. În tot acest timp, tinerii români nu au deloc încredere în partidele politice, arată datele ultimului sondaj realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie la comanda organizației Tinerii Votează. Și în acest context, în acest an electoral, întrebarea este cum pot politicienii să recâștige încrederea tinerilor când aproape 9 din 10 tineri nu au încredere în structurile politice. Este clar că avem nevoie de un dialog mai sincer și de soluții concrete. Este momentul să începem și vă și introduc invitații. Doamna Sarmiza Andronic, o obișnuită prezență și o plăcută prezență, analist politic. Doamna Mirela Domnică, e deputat PSD. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Și domnul Florin Pușcașu, deputat AUR. Vă salut, bine ați venit la Metropola TV. Bună seara, vă mulțumesc. Și în curând o să avem și pe Diana Buzoianu, deputat USR, prin telefon. Primul subiect pe care l-am prezentat a fost despre domnul Ciolacu, care astăzi a făcut niște declarații referitoare la taxa pe boală, și aș dori să urmărim un fragment din acel interviu ca să comentăm apoi cu invitații. Ne-am trezit într-un sistem în care avem 6 miliarde concedii medicale. Dacă ne uităm pe statistici, suntem cel mai bolnav popor din lume. La asemenea dimensiuni. Dacă doriți ca să dau venituri mai mari celui care cu voie sau fără voia sa a răcit și stă 5 zile acasă, nu am să o fac. Să încurajez ca cel care e răcit și stă acasă să plătească, să primească cu 10% mai mult decât cel care este la serviciu, nu am să o fac. Cu adevărat, pentru bolnavi cronici, pentru oncologie, pentru mame, pentru copii bolnavi, categoric cheltuielile sunt mai mari. Dar eu știu că aspirina este, nu e pe lista de compensate. Da? Adică să dau și medicamente compensate, să pentru tuse și junghi, să plătesc absolut toți, să suport eu statul român. La această dimensiune de 6 miliarde pe an concedii medicale, nu am să o fac. Și eu vă spun cu toate riscurile. Fiindcă nu mi se pare corect ca unii să muncească, cum se întâmplă aici la Fundeni, și să găsim soluții, să stăm acasă și să câștigăm și mai mult decât cei care muncesc. Mi se pare o aberație. Până să dau cuvântul în studio, avem și pe doamna deputat USR Diana Buzoianu la telefon. Sărut mâinile, doamnă. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Rămâneți, revin imediat la dumneavoastră, dar aș vrea să comentăm puțin declarațiile domnului Ciolacu cu doamna deputat Adomnicăi de la Partidul Social Democrat. Spuneți, doamnă, ce a vrut să ne exprime exact președintele? A fost un pic și ironic? I-a certat și pe bolnav? Nu, n-a fost ironic. Eu sunt convinsă că a răspuns, practic, n-a făcut o declarație, a răspuns unor întrebări venite din partea presei cu prilejul vizitei la Institutul de la Fundeni. Pentru că altfel ar părea că este o preocupare a premierului Ciolacu plata contribuțiilor pe indemnizațiile de concediu medical. Păi a fost, pentru că la guvern s-au întâmplat niște lucruri. Păi s-au întâmplat pentru că am corectat prin ordonanță de urgență categoriile de bolnavi care nu vor suporta din indemnizația pentru concediu medical aceste contribuții. E vorba de bolnavi cronici, bolnavi de cancer și celelalte categorii care au fost reglementate prin ordonanță de urgență, pentru că inițial pe traseul legislativ prin Parlament
cum s-a dorit în primă fază, s-a constatat ulterior că durează mult prea mult și atunci s-a reglementat și a asumat guvernul prin ordonanță de urgență. Acum, referitor la aceste concedii medicale, eu vă spun și din experiența de conducător de instituții publice, am avut și o serie de conflicte de muncă și mă trezeam cu cei care erau cercetați disciplinar că intră în concedii medicale și nu mai reușeam să-mi finalizez procedura de cercetare disciplinară. Dacă ar fi fost o excepție, două, trei, cum s-a întâmplat de-a lungul timpului, cred că s-ar fi putut suporta și n-am fi trecut în extrema cealaltă de reglementare. Mi-am amintesc că la un moment dat, tot pe fondul numărului de concedii medicale foarte mari și a unei practici cunoscute în teritoriu, s-a încercat, dacă vă amintiți, reglementarea controlului la domiciliu al angajatului care comunica certificatul de concediu medical. Adică verificarea la domiciliu dacă cele consemnate în scandal. Nu, practic, n-a ieșit neapărat cu scandal, pentru că, în primul rând, trebuie să fii cadru medical ca să faci o evaluare medicală, să-ți dai seama dacă diagnosticul din certificatul medical este confirmat în realitate de către angajatul aflat în situația respectivă. Dar, evident că instituțiile publice competente nici nu aveau infrastructura necesară pentru a putea verifica, iar sondajul n-a fost relevant, luat așa pe tot fel de eșantioane. Ceea ce vrea să spun acum premierul și cu acest prilej este faptul că, statistic, dacă te uiți, este până la urmă vizibil cu ochiul liber, că undeva s-a exagerat cu acest număr de concedii medicale. Pentru bolnavi cronici, unde într-adevăr nu te joci cu un diagnostic pus pe un certificat medical, lucrurile par să fie cel puțin verificabile și certe din perspectiva realității certificatului medical. Dar acele 3 zile, 5 zile, și vă spun, știu din experiență, din teritoriu, am de rezolvat o problemă, nu mai am zile de concediu de odihnă, trebuie neapărat... Ușești un pic și da. Eu aici, doamna Andronic, și cu tușitul puțin, într-adevăr, adică eu cel puțin am o reținere după pandemie cu tușitul puțin, pentru că suntem atât de speriați încât tușitul puțin ne ridică niște semne de întrebare. Într-adevăr, trebuie găsit o linie de echilibru, adică din extrema aceea în care cu foarte mare lejeritate erau eliberate certificatele medicale, a fost o primă formă în care practic toate certificatele medicale erau purtătoare de contribuții, s-a nuanțat cu această ordonanță de urgență pe anumite categorii de boli, unde într-adevăr nu se mai aplică aceste contribuții, este o formă nu perfectă, perfectibilă, dar mai apropiată până la urmă de o soluție. Aș merge două secunde să mergem și la doamna Buzoianu, pentru că este în dezavantaj fiind pe telefon. Cum comentați, doamnă deputat, cele spuse de Marcel Ciulacu astăzi la Institutul Fundeni? Bun, domnul Ciulacu poate ar trebui să se uite un pic pe statistici, în loc să vorbească din opinii personale, pentru că ori nu se uită pe aceste statistici, ori dacă se uită pe ele nu înțelege absolut nimic. În România, media de concedii medicale pe cap de locuitor este de 8 zile. Bulgaria e mult sub media europeană. Bulgaria, de exemplu, are 22 de zile. Germania și-au în medie 18 zile. Deci există mult mai multe zile de concediu luate pe locuitor în alte state. Noi suntem la coada clasamentului. Mai mult decât atât, șefa Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a ieșit public și a și spus că aceste concedii sunt în cele mai mari cazuri, în cele mai multe cazuri, luate pentru boli care nu pot fi falsificate. Au fost dat un pas în spate de către domnul Ciolacu pentru anumite situații, dar au rămas în continuare pacienții cu boli autoimune. Aș vrea și eu să știu cum falsifici așa ceva. Cu boli cardiovasculare, cu boli endocrinare, adică sunt o grămadă de cu accidente cerebrale. Toți acești oameni în continuare trebuie să plătească taxa aceasta, suprataxa în continuare, pentru că domnul Ciolacu visează niște statistici pe care nu le înțelege. Consiliul Legislativ a ieșit public și a spus, în opinia pe care a dat-o pe acest act normativ, că este discriminatoriu și că trebuie să fie tratați pacienții în mod egal. Dacă este să ne uităm totuși la cazurile false, pentru că ele există, dar nu într-un număr atât de mare, este o problemă falsă care se invocă, dar și acolo unde există, trebuie să-și facă
treaba autoritățile de control. Păi în 2023, în primul trimestru, au fost făcute 36 de controle. Apoi ne mirăm că nu sunt prinși oamenii care nu care falsifică astfel de concedii medicale. Păi dacă autoritățile nu își fac treaba, de ce să sancționăm noi oamenii care cu adevărat sunt bolnavi, că statul nu este capabil să-și facă treaba așa cum trebuie? Doamna Andronic, premierul spune așa că s-a pornit de la niște concedii medicale de 870 de milioane de lei și s-a ajuns acum la 6 miliarde de lei. Credeți că de aici a pornit domnul premier cu această analiză sau ce l-a determinat? Desigur, a răspuns la o întrebare astăzi. Sau cine este în măsură până la urmă să verifice sau să dea corect aceste concedii? Este o chestiune foarte greu de gestionat. Foarte greu de gestionat. Eu înțeleg mesajele premierului care vrea să fie mai catolic decât papa, dar când un pacient tușește și medicul de familie spune că trebuie să stea acasă sau un orelist spune că trebuie să stea acasă, stă acasă. Adică n-aș minimiza cumva bolile, oricare ar fi ele. Sigur că există boli foarte grave și sigur că acolo nu se comentează. Dar când un om se simte rău și tu îi spui dacă tușești, dacă ai răcit, nu ai de ce să stai acasă, nu dă premierul verdicte de genul ăsta. Ar trebui, da, eu știu ce spuneți. Eu am înțeles perfect ce a spus premierul Ciolacu astăzi. Am înțeles exact mesajul domniei sale, pentru că nu este singurul pe care l-a dat. Am mai avut astfel de mesaje și cumva ce s-a întâmplat astăzi a fost lămuritor. Doar că atunci când spui că cei care tușesc sau care au un junghi trebuie tratați altfel, nu e ok din punct de vedere uman. Înțelegeți ce spun? Dacă eu mă simt rău și stau acasă 3 zile și tușesc, pe mine chiar nu mă interesează bolnavul de lângă mine pentru că eu mă simt rău. Și atunci nu vreau ca cineva să vină și să-mi spună nu, tu doar pentru că tușești, nu ai dreptul. Nu-i corect. De asta spun că este foarte greu de gestionat. Eu înțeleg, de exemplu, în Italia este exact cum ați spus dumneavoastră. Acolo, dacă ai concediu medical, intră comisia peste tine. Acum, iertați-mă că pun problema așa. Iertați-mă că pun problema așa. Am încredere în comisia care vine să verifice un coleg de breaslă. Să-i dăm cuvântul și domnului deputat Pușcașu. Sigur, revin la dumneavoastră. Cu singură intervenție, cu o precizare. Vă rog, domnule Pușcașu. Cred că e limpede că tema, subiectul, a plecat de la nevoia de a aduna bani la buget și impozitarea concediilor medicale se transformă, de fapt, într-o necesitate pe care guvernul nu poate să o gestioneze altfel, încercând, în felul acesta, să adune mai mulți bani de pe spatele cui prinde. Despre asta e vorba în esență, iar mai departe, discuția pe subiectul concediilor medicale a fost una care are dinainte o concluzie prestabilită. Trebuie să motivăm ceea ce ne-am propus dintr-un început să facem, să luăm bani de la oricine poate să se constituie într-o bază de impozitare. Concediile medicale sunt un drept pentru care își asumă răspunderea medicii. Eu cred că n-ar trebui să punem în discuție autoritatea celui care emite un concediu medical. Organele de control ar trebui să-și facă datoria și în momentul în care se descoperă că sunt ilegalități să se aplice legea, ceea ce ar descuraja o asemenea practică în viitor. Dar nu cred că premierul are competența să pună în discuție dacă cineva poate sau nu poate să stea acasă, dacă trebuie sau nu trebuie să primească anumite sume pentru faptul că este bolnav. În fond, este vorba de o suferință. Nu cred că cineva este bucuros să fie bolnav. Nu este o recompensă să îi plătești acei bani. E vorba de un sistem sanitar care funcționează într-un anumit fel, reglementat. N-ar trebui să punem în discuție orice lucru doar ca să ajungem la o concluzie că trebuie să impozităm și să adunăm mai mulți bani de la buget pe cârca celor care, din păcate, suferă, respectiv acum, sunt bolnavi. Nu luați chiar așa că chiar numai la moralitate nu putem apela. Doar la moralitatea doctorilor. Știți foarte bine lucrul ăsta. Vă rog, da, eu vreau să intervin pentru că, într-adevăr, tot discutând, se duce puțin discuția în altă zonă decât ceea ce practic s-a reglementat. Apropo de ce spunea doamna Buzoianu vis-a-vis de constituționalitate și excepții, s-a părea că din această perspectivă prima formă a reglementării, în sensul în care toate indemnizațiile de concediu medical, indiferent de diagnosticul pentru care se plătește, suportau această contribuție de asigurări de sănătate. Cât despre asta este vorba? Un venit
de la care se reține contribuția de asigurări de sănătate. În primă fază, din toate indemnizațiile de concediu medical, trebuie să fie reținute aceste contribuții. Sunt indemnizații de concediu medical care se plătesc pentru anumite diagnostice 100%. În condițiile în care 100% la salar înseamnă să reții contribuții, iar la indemnizația de concediu medical ești scutit de contribuții, se ajungea efectiv, în practică, la situația în care, stând acasă, venitul net era mai mare decât salariul în plată. Mai am o întrebare până deci, la... Deci nu e taxă până, pe boală, este acea contribuție bun, pentru până la pauza de publicitate. Și nu, nu e vorba de rog, dreptul de a beneficia vă rog, de indemnizație. Vă rog, doamna Buzunan. Doar de... O singură idee, totuși. Haideți să nu ne mai comportăm cu oamenii care astăzi primesc aceste indemnizații ca și cum primesc un venit. Ele primesc, practic, o asigurare. Ei au plătit taxe și impozite ani de zile unii dintre ei ca să poată să beneficieze de acest concediu medical. Și deci beneficiază. Nu le dă nici domnul Ciolacu de la el din buzunar banii respectivi. Sunt bani pe care ei au plătit din taxe și impozite ca să poată să beneficieze de acest lucru în momentul în care au nevoie. Ca să nu mai spunem că de primele 5 zile de concediu medical, acestea sunt plătite de angajator. Abia din a 6-a zi se face de contul cu statul. Deci în cele mai multe cazuri de răceală, statul nici măcar nu ajunge să plătească nimic. Păi, pe aceeași logică ar însemna ca nici pensiile să nu fie purtătoare de impozit, da? Pentru că sunt contribuții în tot stadiul de cotizare, astfel încât teoretic n-ar trebui impozitată nicio pensie, indiferent de cuantumul ei, doamna deputată. Pentru că sunteți trei deputați vocali aici, aș vrea să vă întreb următorul lucru, pentru că premierul a subliniat că au luat aceste decizii foarte rapide la guvern, pentru că în Parlament se tot întârzia. De ce n-ați rezolvat această problemă odată pentru totdeauna în Parlament, ca să fie clar pentru toată lumea, și de o parte, și în opoziție, și cei de la putere, ca să fie... totul clar. O să-mi permit să vă răspund eu, fiindcă toată răspunderea se află în dreptul celor care guvernează, nu în dreptul opoziției, care oricum nu poate schimba nimic în cadrul legislativ. Dar succint o să vă spun că e vorba de o lipsă de viziune, de o lipsă de interes și de o politică făcută pe genunchi, doar pentru a rezolva probleme de moment, nimic, strategie în ceea ce privește politicile de sănătate în ultimii ani. Vă rog o replică, doamna Dumnezeu. Și care este soluția dumneavoastră, domnul deputat? Așa, din opoziție, de unde ridicați foarte lumea și spuneți că nu puteți schimba absolut nimic. Este singurul lucru care vă interesează, să vedeți dacă avem soluții. E o chestiune de principiu. Ceea ce vedem, deci, de principiu, care, vedem că puterea nu face ce trebuie să facă și aruncă cu noroi în singura opoziție care n-a avut niciodată pârghii de putere. Este foarte interesant. Păi, dar v-am întrebat de soluții, nu văd de ce vă supărați. Cum vedeți, soluțiile sunt de ordin legislativ și de ordin de voință politică. Păi, implementarea de ce... legii în așa fel încât să producă efecte. Nu să producă situații conflictuale care să fie interpretate în permanență. Aveți un program, știți? Domnilor, avem un program, nu cred că despre asta este vorba. M-ați întrebat de ce nu s-a reglementat în Parlament. Toate inițiativele noastre legislative sunt sortite eșecului, indiferent de cât de legitime, de cât de îndreptățite sunt. Fiindcă avem doar 10% și nicio inițiativă aur n-are voie să treacă mai departe. Și pe doamna să vorbim despre un lucru care nu poate avea finalitate, eu cred mai că bine este... nu-l faceți. Bine, vă ascultăm, doamna Buzoianu, vă rog. Doar ca să facem trimitere la exact acest subiect care se dezbate acum, există un proiect depus de mai bine de 2-3 luni din partea USR-ului, prin care vrem să abrogăm această măsură de taxă pe boală. Să știți că România și guvernul și bugetul națiunii a reușit să supraviețuiască foarte bine până acum și fără să taxeze mamele sau femeile gravide, fără să taxeze părinții care trebuiau să stea acasă cu copiii bolnavi de cancer. Păi s-a reglementat între timp prin ordonanță de urgență. Și efectiv aceasta, păi nu s-a reglementat, pentru că discriminat și în continuare, cum am spus, și cum a identificat inclusiv Consiliul Legislativ, există categorii ample de pacienți care astăzi sunt discriminați și care lor li se aplică această taxă pe boală. Deci în loc să încercați să luați bani de la acești oameni care suferă, eu înțeleg că sunteți disperați și că aveți nevoie de bani ca să acoperiți gaura bugetară. Dar ea se poate acoperi foarte frumos din cheltuielile inutile care pot fi tăiate de la buget, nu din bani care ar fi trebuit să ajungă la pacienți. Deci încă o dată, nu vorbim de taxă pe boală, vorbim de plata contribuției de asigurări de sănătate. Este o invenție care nu mai există în niciun alt stat, pentru că știți și dumneavoastră că beneficiul care este oferit cu plățile care se fac în concediu medical nu sunt considerate venituri în mai toate statele europene. Deci doar în România avem această invenție făcută de domnul Ciolacu că brusc aceste venituri sunt considerate impozitabile.
ne batem joc, practic, vă bateți joc de niște oameni care sunt în suferință. Bun, vă mulțumesc frumos pentru moment. După publicitate o să discutăm de o altă taxă, de taxa pe muncă, să vedem cum anume vrea guvernul să crească natalitatea. Este un proiect mai vechi al Ministerului Muncii, preluat apoi al Ministerului Familiei, preluat acum de Ministerul Muncii. Rămâneți aici, vă aștept după publicitate. Am revenit și vom discuta despre taxarea muncii și vă și spun nuanța, pentru că ar fi vorba de un beneficiu, dar taxarea muncii ar putea scădea pentru familiile cu cel puțin 2 copii. Scopul acestui proiect este de a crește natalitatea și calitatea vieții. Anunțul vine chiar din partea Ministerului Muncii, care a preluat un proiect mai vechi de la Ministerul Familiei de când era doamna Firea ministru. Și oferă niște facilități. Aș dori să urmărim un interviu scurt al premierului Marcel Ciolacu și vom reveni cu comentarii. E normal să venim cu priorități. Prioritatea noastră este cei care au 2 copii să începem să scădem. Eu nu pot să scad în acest moment la venitul minim, pentru că o treime dintre români în sistemul privat sunt plătiți pe venitul minim. Știm cu toții acest lucru, da? Dacă scad la venitul minim, o să ne trezim că sunt 2/3 cu venitul minim. Deci, cu alte cuvinte, aceste soluții empirice, luate după ureche și doar că bine, dau bine la televizor, eu nu o să le iau. O să vin cu o reformă și cu un sistem de deduceri la venituri. Ceva sustenabil și ceva exact cum este în țările dezvoltate. România a depășit momentul amatorismului. Adevărul că la capitolul natalitate nu stăm foarte bine, doamna deputată. Și avem o mare problemă demografică. Într-adevăr. Cum comentați? Taxa pe muncă, dar până la urmă e o facilitate, pentru că tocmai că tot taxele de muncă scad. E vorba de reducerea unor taxe pe muncă. Bun. Dar tot taxele de muncă sunt. Bun. Direct proporțional cu numărul copiilor, plecând de la minim doi copii într-o familie, cred că proporțional se vor reduce anumite... Credeți că veți încuraja românii pentru acest lucru? Știm și faptul că în zona de est a României natalitatea era mai mare, în zona de vest era mai mică natalitatea. Nu mai știu chiar situația la zi, dar cel puțin la facultatea asta ni s-a predat că exista o mare discrepanță între ceea ce se întâmpla în vestul țării, ceea ce se întâmpla în vestul țării. Pe ce s-a bazat PSD când a luat această decizie? Va fi, de fapt, un pachet de măsuri. Nu este vorba doar de anumite facilități care constau în reducerea taxării venitului din salarii și o serie de alte măsuri complementare. Dar referitor la ce spuneați dumneavoastră, dacă într-adevăr ar încuraja natalitatea sau nu, o asemenea măsură care practic ar însemna venituri mai mari pentru familiile cu cel puțin 2 copii. Tot timpul dădeam ca exemplu pentru că se discutau în special subiectele legate de pensionari, de veniturile necesare, suficiente, insuficiente pentru categoriile de pensionari. Și tot timpul dădeam exemplu unei familii în care ambii părinți sunt plătiți cu salariul minim pe economie și care au în întreținere 2, 3, 4, 5 copii. În general, copii înseamnă cheltuieli mult, mult mai mari pentru... Mai ales în ultima perioadă, oricum, din totdeauna, prețurile să știți, care din totdeauna. Au sărit în aer. În condițiile în care veniturile, chiar prin anumite facilități, prin reducerea taxării salariilor, sunt mai mari și, dacă vreți, permit crearea unor condiții mai aproape de ceea ce au nevoie copiii în întreținere, sunt convinsă că ar fi o măsură care ar încuraja. Dar, repet, din ce am citit, pentru că acum discutăm doar despre un proiect preluat de la Ministerul Familiei la Ministerul Muncii, care cu siguranță va suferi anumite modificări, pentru că și din declarația premierului Reise că va dori să analizeze și studii de impact, astfel încât să
nu se acționeze pompieristic și la modul de amator în ceea ce privește reglementarea. Forma finală, cred că o vom discuta peste câteva luni și din ceea ce știu eu, este vorba de un pachet de măsuri cu implementare, cu intrare în vigoare etapizată până în 2028 și cu finanțare inclusiv din Planul Național de Redresare și Reziliență, dar și fonduri guvernamentale. Deci vorbim de un plan multianual. Mai mare. Dai voie să te întrebare. Te rog, aveați la un moment dat în plan și nu știu dacă a rămas sau dacă face parte din acest pachet despre care vorbiți, o măsură care mie personal mi-a plăcut, acel tichet de 2000 de lei pentru familiile vulnerabile care au copii, care da, a fost mamele vulnerabile, 2023, așa. Anul, bun, da. Și pe aici, există, și există preluat, aceste că etichete? Există acum? Da, sau nu știu dacă același quantum, dar există noțiunea de etichete. Pentru că tichetul, și de fapt, te obligă pe tine ca mamă care ai născut să cumpere anumite produse, exact, și să cheltui nu cu acea destinație și da, nu precum alocația, okay, care vine necondiționată, da, 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 de destinație. Domnule Pușcașu, ce părere aveți despre această inițiativă sau dacă are partidul dumneavoastră soluții pentru creșterea natalității? Au existat proiecte depuse de deputații noștri în și acest anume, sens. Explicați-ne un pic, dezvoltați-ne pe scurt, referitor la natalitate. Problema demografie este nu una de strictă actualitate, este veche în permanență. Sporul demografic al României a scăzut în ultimii 10 de ani. Nu cred că acum a aflat domnul premier despre această problemă. În schimb, demagogia cu care pune pe tapet subiectul acesta este vizibilă și din punctul meu de vedere jignitoare în felul în care... De ce spuneți că e jignitoare? Nu vă gândiți la creșterea familiile cu... pentru este jignitoare din perspectiva în care în perioada preelectorală vine și pune acest subiect pe tapet, după ce ani de zile nu s-a făcut nimic în acest sens, ba mai mult decât atât, au fost respinse proiecte legislative care ar fi venit tocmai în sensul stimulării natalității în România. Ați mers odată la guvern să-l trageți de mână că pe domnul Ciolacu, domnule, haideți că uite, natalitatea scăzută, ce facem, oameni buni? Cum rezolvăm? Că ne pleacă... Deci e interesantă abordarea noastră, mă bucur că îi dați credit și îl eu considerați credit, bine intenționat pe domnul Ciolacu. Lăsați-mă să-mi exprim lipsa totală de încredere că ceea ce face domnul Ciolacu este mai mult decât demagogie și campanie electorală. Până una alta, oamenii vor avea niște bani în buzunar. Nu, este un proiect. Lipsa de voință politică a guvernului de până acum mă face să cred că nu este decât un alt proiect care nu se va finaliza. Bine, doamna Buzoianu, mai sunteți pe fir? Da, sigur că vă rog un comentariu la această taxă sau, mă rog, beneficiu pentru familiile cu mai mulți copii. Bun, este foarte clar că astăzi românii sunt foarte taxați și taxa pe salarii trebuie să fie, taxele pe salarii trebuie să fie reduse, dar să știți că românii, e un pic jignitor să te gândești că aleg să-și întemeieze o familie și să facă copii în țară în funcție de cum îi taxează guvernul. Să știți că dar copiii, nici, în general, nici nu s-a pus problema. Dar stați o secundă că... Da, vă ascult, îmi cer scuze, deci, dar duceți așa discuția deci într-o copii, zonă. Copiii, în general, sunt o decizie, de exemplu, părinții se decid să aibă acești copii în funcție de sistemul de sănătate. Da? Când văd cazuri în România cu femei care nasc pe treptele spitalelor sau cu femei care mor în agonie după 24 de ore după ce sunt ignorate în urma avorturilor spontane în spitale, te gândești de poate 50 de ore înainte să faci acest pas. Când vezi că nu ai școli, grădinițe, licee lângă tine... De-aia este importante sunt măsurile care ar putea să construiască infrastructura necesară să poți să și crești copiii aceia și bine și în siguranță. De exemplu, în orașele în care noi avem primari, pentru prima dată în ultimii 10 de ani au fost construite creșe. Asta este, de fapt, o politică bun, care se poate nu să ducă... Bun, dar tot în tot, o secundă, în tot acest timp, România trece prin cea mai mare... criză a natalității, da? În 2050 s-ar putea să ajungem ca înainte de primul război mondial cu natalitatea, ceea ce este foarte dacă îmi permiteți, sumbru. Apropo de școlile pe care nu le găsești la îndemână, eu mi-am că în timpul guvernării PSD a fost planul programul național de dezvoltare locală 2, unde pe primul loc a și
condiții de eligibilitate și punctaj era reabilitare, școală, reabilitare, grădiniță. Și asta o știu sigur pentru că discutam cu primarii care voiau să asfalteze și când colo punctajul maxim era acordat pentru reabilitare, școală și grădiniță. Numai primarii care n-au vrut, n-au accesat fonduri la vremea respectivă. Nu știu din ce județ sunteți dumneavoastră, dar eu vă spun cu siguranță că județul meu, mai toate școlile deci sunt reabilitate. Până la școli, deci în anul trecut, stați un pic, până la școli, în 2023 s-au născut 150.000 de copii cu 20.000 de copii, mai puțin decât în anul precedent. Deci, până la școli, copiii ăia trebuie să se nască, trebuie să aibă părinții cu ce să-i întrețină. Deci, nu știu, cum am putea atunci rezolva cu natalitatea? Păi vă spun foarte simplu. Niște măsuri economice... mă scuzați, am crezut că tot mie îmi posesez întrebarea. Este o situație pe care o recunoaștem ca fiind dezastroasă. Există guverne care au implementat politici sau nu am implementat politici, dar evităm să atragem răspunderea celor care sunt cu adevărat responsabili pentru această situație. Și încercăm să dăm vina pe opoziția care nu face nimic. În ce film jucăm? Că nu-mi dau seama. Despre ce vorbim? Și... eu aș vrea să vă întreb dumneavoastră, așa, personal, sau ca deputată de opoziție, nu sunteți de acord cu reducerea taxării salariilor pentru familiile cu copii? Că despre este inițiativa vorba. Noastră, este în programul de guvernare. Deci, mă bucur că ați preluat aceste idei, asumați-vi-le, implementați-le, dar nu ne mai fluturați proiecte ca și cum ar fi de mare valoare și trebuie să vă dea dreptul să mai fiți încă o dată aleși. Singurul lucru care vă dă dreptul să pretindeți să fiți aleși sunt politicile implementate, rezultate concrete în politicile noastre. Bun. Nu aveți așa ceva. Deputat. Evitați să vorbiți despre aceste lucruri. Păi, dați vina pe oricine altcineva în afară de dumneavoastră. Domnule deputat, rugămintea mea e să nu țipați, auzim foarte bine, fără să vă jignesc sau să vă supărați. Iertați-mă, n-am vrut să țip. Mulțumesc mult pentru Sarmiza, o știre de astăzi, de câteva ore. În acest moment, România are una dintre cele mai mari taxări pe muncă din Uniunea Europeană. Asta este o realitate. Este o realitate și aici politicienii ce fac în acest moment, doamna Buzoianu? De fiecare dată, numai puțin, Diana, te rog, o secundă, spun o frază și atât. Eu am spus-o de fiecare dată. M-am săturat să văd politicienii care se ceartă. Eu înțeleg și opoziția, înțeleg și puterea, dar se vor duce oamenii la vot și vor vota fix în funcție de ce au în buzunar. Tu îmi spui mie că este chestiunea asta cu cea mai mare taxare pe muncă. Ok, dacă omul consideră că îi ajung banii și că aceste măsuri pe care le ia PSD-ul sunt binevenite, mai ales dacă vorbim despre o familie tânără, va vota în consecință. Dacă se uită spre aur și își imaginează că aurul o să facă și o să dreagă și rezonează cu programul lor dacă și îl fac cunoscut și nu trebuie să se ducă pe site-ul aurului să-l caute, ci au niște comunicatori care să spună exact care sunt măsurile respective, o să voteze în consecință. Deci e foarte greu să vorbim așa la modul general. Vorbim despre inflație, e în regulă. Să explice politicienii pentru că noi știm ce avem de făcut. Bun, Diana Buzoianu, da. O replică scurtă și mergem mai departe. Ma nu-mi da replica mie, te rog. Nu. Ideea este că există un proiect pe care noi l-am depus de ani de zile, se cheamă taxe zero pe salariu minim. Este un proiect pe care noi l-am comunicat public, exact așa cum era menționat anterior. Și da, practic vine să răspundă la această situație în care noi astăzi suntem în statul în care se taxează cel mai mult salariile la nivel european. Pentru că în loc să mai creștem poate din pic salariul minim din economie și să fie această creștere suportată doar de privat și de fapt statul să preia mai multe taxe, mai bine statul renunță la o parte din aceste taxe și reușește practic să lase în buzunarul românilor mai mulți bani. E o măsură care ar fi putut să fie pusă în practică. Avem proiect depus în Parlament de ani de zile, să știți că este blocat de actuala majoritate. Bun, vă mulțumesc frumos, trebuie să întoarcem foaia, mergem foarte scurt și la domnul Joana. În ultima perioadă, domnul Joana apare peste tot, este întrebat dacă vrea sau nu să devină președintele României, dar concret nu spune acest lucru, deși analiștii politici și nu doar ei, și noi jurnaliștii considerăm că dânsul vrea foarte mult să ajungă la Palatul Cotroceni. Conform ultimei declarații, spune că nu se folosește de alianță să se cațere pentru funcția de candidat la prezidențiale și se va decide după ce îi se termină mandatul. Sarmiza, te rog frumos. Un avantaj. Are o poziție
clară, da, este secretar general al NATO, toată lumea se uită, secretar general adjunct, iertați-mă, la NATO, toată lumea se uită înspre această organizație, mai ales acum de când avem conflicte peste conflicte, așadar e firesc cumva. Dar domnul Joană nu poate răspunde în acest moment pentru care funcția pe care o are, că poate să candideze și că își dorește asta. Acum, iertați-mă, dar toate mesajele domniei sale sunt înspre Cotroceni, da? Înspre drumul spre Cotroceni. Noi ne uităm că și-a făcut echipă. Noi știm, unii dintre noi, că și-a făcut echipă de un an de zile. Vedem cum este promovat. Am înțeles care este mesajul domniei sale. Am înțeles care este retorica. Deci nu poate domnul Joană să spună, da, candidez la președinția României, dar este foarte clar că își dorește acest lucru pentru că pașii pe care îi face sunt înspre acolo. Problema este că spune că se poate și fără dânsii, adică se referea la coaliția de guvernare. Pentru că, la prima impresie, așa urmărind, e cam Lăpușneanu. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Cam așa, cam așa sună toată povestea păi aceasta. Și nu-l vreți? Și eu vă spun ca un membru PSD care a făcut campanie în 2009 pentru Mircea Joană și am suferit atunci când ne-am trezit, ne-am culcat învingători și ne-am trezit că am pierdut alegerile. Dar, pe de altă parte, în condițiile în care vorbim de Partidul Social Democrat, cel mai mare partid din România, candidatul este stabilit prin forurile noastre statutare și nici de cum nu putem discuta la ora asta de acceptarea unei asemenea candidaturi din partea Partidului Social Democrat. Bun. Dar, într-adevăr, are avantajul acestei funcții. Exact, domnule. Are instrumente de comunicare. Exact. Dumneavoastră în partid, cum priviți această dorință a lui Mircea Joană? Până la urmă își dorește, că se vede cu ochiul liber. Problema domniei sale că își dorește acest lucru. Eu cred că disocierea față de Partidul Social Democrat nu poate fi făcută decât formal, fiindcă a fost atâta vreme președintele Partidului Social Democrat, a condus Partidul Social Democrat și l-a lăsat moștenire în formele lui ulterioare. Nu pot să nu mă gândesc că ceea ce este acum Partidul Social Democrat îi se datorează sau e din cauza președintelui Mircea Joană. În clipa de față, eu cred că nu trebuie să ridicăm mai mult mingi la fileul domnului Joană. Dacă dumnealui nu vrea să-și declare o intenție, este problema lui. Dacă vrea să-și o declare, n-are decât să o facă în termenii cei mai buni. Din punctul nostru de vedere, Mircea Joană este ceea ce a rămas în toată istoria lui. Chiar dacă a devenit președinte, dacă a devenit secretar general adjunct al NATO, pregătirea dumnealui este una diferită de cea pe care ar trebui să o presupună președintele României. În clipa de față, eu cred că profilul de președinte al României trebuie să fie unul total diferit de ceea ce a reprezentat Mircea Joană în istoria sa personală. Nu cred că este o persoană potrivită și nici nu cred că va avea sprijin, mai ales că Partidul Social Democrat în clipa de față... Cum definiți navasă profilul perfect al președintelui? Exact. Cum ar trebui să fie un președinte pregătit? Sau cum... Ce cred că nevoile reale ale poporului român sunt diferite de cele pe care le exprimă în momentul de față Mircea Joană din perspectivă euroatlantică. Cred că nu trebuie să ne întoarcem împotriva alianței, dar trebuie să definim foarte limpede ceea ce trebuie conservat în interiorul națiunii române, ceea ce trebuie negociat în alți termeni pentru securitatea României. Să privim mai spre est? Sau nu, n-am spus asta, nu puneți vorbă în gură. Eu cred că trebuie să fie cineva care să vină să reprezinte din interior interesele poporului român. Cred că cineva care nu a slujit în străini este mult mai potrivit decât cineva care, chiar dacă a făcut bine ceea ce mergem, a făcut, a făcut-o pentru interese care sunt divergente la un moment dat cu cele ale națiunii române. Mergem și la doamna Buzoianu pentru un scurt comentariu, după care luăm încă o pauză de publicitate. Bun, singura mea contribuție suplimentară la această discuție este că totuși astfel de campanie prezidențială, cum este cea organizată de domnul Joană, pare că ar trebui să aibă în spate niște multe fonduri. Nu există transparență de unde vin banii în momentul de față și ar putea să fie interesant totuși de aflat acest lucru. Până una alta, domnul Joană, dacă va candida, vom afla la un moment dat care sunt oamenii care l-au susținut în această campanie cu fonduri. Noi vom avea candidatul Alianței Dreapta Unită, care va fi practic un candidat care va arăta că se poate construi o Românie modernă, nu doar o Românie în care să fugim de extremism sau o Românie în care să spunem numele stabilității că încălcăm toate drepturile fundamentale ale omului. Cine, Diana? Mulțumesc!
Deci nu. Păi, are profilul la atunci. Dar profilul, e în regulă. Bun, deci... Profilul există. Cine? Da. Stați, acum am înțeles ce a zis. Mă scuzați, eu aud cumva în întârziere. Deci vom avea o procedură care va fi desfășurată exact cum au fost desfășurate și negocierile pentru Parlamentul European și pentru candidații de la local și în perioada următoare vom veni și cu numele acestei candidate. Bun, mulțumim frumos pentru acest răspuns. După publicitate vom reveni cu un subiect foarte interesant. Congresul PES de la București, directiva pe care o vor lua pentru europarlamentare, dar și un studiu făcut de IRES referitor la tineri care sunt antrenați să meargă la vot. Să vedem cine sunt politicienii, cine sunt partidele care sunt în topul preferințelor și de ce nu au încredere în partidele politice tineri din România. Am revenit în direct să fac și o mică rectificare. Nu a fost congres PES, a fost reuniunea liderilor partidelor. Conferință, reuniune. Bun, la Palatul Parlamentului în weekend. Mulțumesc doamnelor pentru susținere. Iar temele de dezbatere ale social-democrației europene au fost următoarele. Problemele oamenilor cu care se confruntă în acest moment, problemele oamenilor dezbătute, Uniunea Europeană să funcționeze mai bine, mai eficient și mai ales în interesul cetățenilor. Și aici aș cita puțin și din președintele PSD, Marcel Ciolacu, care spune că extremiștii caută să dezbine Europa și să o arunce în brațele președintelui rus, Vladimir Putin, în timp ce anti-europenii se filmau pe rețelele sociale, comisarii socialiști contribuiau la soluții pentru crizele traversate în ultimii ani. Dar avem și o declarație pregătită de Olaf Scholz, cancelarul Germaniei. Consolidarea Europei ca actor geopolitic înseamnă și utilizarea mai bună a uneia dintre cele mai puternice instrumente ale politicii noastre externe. Politica de extindere. Extinderea a fost întotdeauna și încă este o forță motrice a democrației, păcii și prosperitatea pe continentul nostru. România este unul dintre cele mai bune exemple în acest sens. Am realizat un avânt nou în procesul de aderare cu țările din Balcanii de Vest. Ucraina și Moldova au deschis în decembrie negocierile pentru aderare. Georgia a devenit țară candidat. Desigur, aceste țări trebuie să întrunească criteriile de aderare, însă oamenii din aceste țări împărtășesc valorile noastre comune și au tot dreptul să trăiască în pace și în libertate ca și noi. Da, pe lângă extinderea Uniunii Europene și se referea domnul Scholz aici la Ucraina și Republica Moldova, s-a discutat foarte mult despre socialdemocrație, despre cum să avem o Europa mai fiabilă, mai bună. După 20 de ani de conducere de dreapta, spunea domnul Ciolacu, este nevoie să avem și o conducere socială, pe politici sociale. Doamna deputat, vă dau cuvântul pentru că faceți parte din acest sau din această familie politică. Cum ați văzut venirea liderilor la București? Adresarea lor către electorat, către oameni, cum convingeți oamenii? Spre, și mă refer aici la europarlamentare. Eu, în primul rând, m-am bucurat când am văzut termenul de reformă. A apărut în cadrul acestor dezbateri pentru că este din ce în ce mai evident că anumite directive europene par să fie rupte de realitatea europeană, în sensul în care ne amintim și Green Deal-ul, care ne-a surprins într-o plină criză energetică și cu toate consecințele care au afectat țările membre.
să ne amintim de măsurile adoptate pe zona de agricultură la care s-a renunțat pe parcurs. A fost o problemă a domnului Timmermans, aici am avea multe de discutat, dar nu avem timp. Este evident timp că trebuie reformată această Uniune Europeană și asta chiar înainte de extindere, pentru că într-adevăr România este importantă și din perspectiva poziției sale în contextul războiului cu Rusia, în contextul verificării și îndeplinirii condițiilor de aderare de către Moldova și Ucraina. Unde vom avea un rol foarte important. Un subiect să le înghesuim. Vă rog frumos, domnule Pușcașu, o analiză scurtă, vă rog, pe reuniunea. Din punctul nostru de vedere, nu putem ignora atingerea subiectului extremismului, care ia amploare în toată Uniunea Europeană. Opinia noastră este o deturnare a definiției și a situației reale din Europa, nu putem ignora voința europeană. De ce spuneți asta? Este un adevăr, că nu doar situația în România este așa, în toate statele sau în majoritatea statelor este în termen real, problemă, este un fenomen. Suveraniștii și naționaliștii din statele membre ale Uniunii Europene sunt etichetați ca fiind extremiști, doar fiindcă se opun politicilor Comisiei Europene, comisie formată din persoane care n-au niciun fel de legitimitate, care n-au fost alese, n-au trecut prin scrutinuri electorale și care au ajuns să facă în mod samavolnic politici care reprezintă alte interese decât ale națiunilor europene. Aceasta este opinia noastră, iar faptul că se discută despre anumite tendințe care iau amploare nu reprezintă decât faptul că Europa se trezește și că începe să dea frisoane actualei puteri de la Bruxelles, care încearcă prin tot felul de manipulări să-și mențină puterea. Vă mulțumesc frumos pentru intervenția dumneavoastră. O rog pe Cătălina să ne dea cartonul cu tinerii care nu au încredere în politicieni. 9 din 10 tineri nu au încredere în partidele politice. De ce? Probabil că știm cu toții. Și vedeți aici cu ce partide ar vota tinerii, da? Când surprinzător este AUR cu 16%, Partidul Național Liberal 14%, USR 14%, PSD 12%. Dacă le adunăm, coaliția ar aduna mai mult împreună. SOS România 5% și UDMR parcă era cu 2%. Este un sondaj realizat de IRES. Sarmiza, te rog frumos o concluzie. De ce reacționează tinerii așa? N-au încredere în partide politice, dar dacă e să meargă la vot, cam acest ar fi rezultatul. Nu, de mers la vot, nu știu dacă chiar așa este. Mie mi se par foarte mici procentele oricum. Și este treaba politicienilor să se gândească la politicile publice pentru tineri. Însă, cred că nu bunăvoința sau programele partidelor politice sunt cele care îi opresc pe tineri să meargă la vot, ci felul în care comunică mesajele, aceste proiecte, felul în care aceste partide ajung la tineri. Am impresia, știi, ca și la școală, când avem încă o curiculă învechită, cam așa ar trebui și ar trebui schimbată sau ar trebui dusă într-o altă zonă, cam cred că asta este și cu partidele politice. De ce AURul este pe primul loc? Pentru că reprezintă o noutate. Și pentru că acolo AURul are o comunicare pentru, nu neapărat pentru tineri, dar este un partid prezent pe rețelele de socializare, parcă un pic mai mult decât celelalte partide. Și atunci Foarte pe scurt, o reacție foarte scurtă, foarte scurt, vă rog 10 secunde ca să aibă toate... În regulă. Eu cred că n-ar trebui să punem accent pe aspectul formal al lucrurilor, trebuie să pornim de la ceea ce AURul reprezintă cu adevărat. AURul reprezintă un alt fel de a face politică, chiar dacă lipsa de experiență își spune cuvântul, în materie de comunicare, cum a spus doamna Sarmiza Andronic, poate comunicarea nu este la fel de eficientă ca a partidelor care au deja tradiție. Din păcate, tradiția asta nu îi legitimează pe cei din vechile partide să revendice în continuare reprezentativitate, fiindcă și-au dat măsura. Politica trebuie făcută în alți termeni, cu alte metode și cred că AURul tocmai asta reprezintă. Vă mulțumesc frumos. Mergem și la doamna Buzoianu. Scurt, în 20 de secunde, vă rog. Curt, m-am întâlnit în acest mandat cu mii de studenți și mii de elevi. Toți ne spun același lucru, că vor să-și facă vocea auzită.
parlamentarii și reprezentanții care sunt astăzi în aceste funcții au o datorie, și anume să-i aducă alături de ei la masa deciziei. Noi facem asta, spre deosebire de alte partide, nu punem elevii și studenții să lipească afișe, ci punem acești tineri pe afișe când avem candidați. Vă mulțumesc foarte frumos. 10 secunde, o concluzie. Și da, PSD-ul a acordat gratuitate pe transport CFR pentru studenți și nu ne-au votat studenții. Deci, clar, nu contează ce dăm. Important este cum comunicăm și cum ajungem cu mesajele la ei, iar pe de altă parte cred că o soluție ar fi promovarea tinerilor. Și vă spun, apropo de promovarea tinerilor, am văzut recent un sondaj, e adevărat local, pentru că avem alegeri locale, oamenii doresc tineri care să candideze, dar cu experiență. Bun. Și din rândul politicienilor. Și cel la europarlamentare tot tineri. Bun. Pic prea târziu. Vă mulțumesc foarte frumos pentru că ați participat la emisiune, vă mulțumesc pentru atenție, punem punct aici, dar revenim cu alte subiecte interesante și mâine seară, vă promit. Până atunci să aveți o seară liniștită și rămâneți cu Metropola TV.